gente privata, ma pe noi la... Deci, bună ziua! Bine v-am găsit! Stai că... Stai de băi, bine! Nu! Mie dai microfonul! Da, mie mi-e întrebările! Eu vreau să-mi pui întrebările acum la Edi, cum a fost în Africa și așa mai departe, da? Da! Hai, pui-te, ia cu unii! Vezi că ți se ridică, ridică rochea mâncată! Merlin! Și încolo. Că am venit, că m-am dus pe munte și pentru muntele care era primul munte care era înalt. L-am urcat eu cu cameramanul nostru. Bine. Cu cameramanul nostru. Și al doilea munte, și al treilea munte a fost fain. Dar ea nu i-a mai urcat. A doua experiență față de aici, că nu s-aude. Da, experiența faină a fost echipa. Echipa la familia. Echipa la de ruibiști cu care ne-am întâlnit pe traseu. Atât. Păi două numai ați avut. A doua, două, da, două. Nu două a zis? Trei. Încă una, mai aveți una. N-am avut trei. Da, am avut bune. Bune și faine. A, somnul dulce. Am avut somn întreabă ce experiență a avut cu somnul. Sau, da. Cu somnul. Da. Asta. Cu somnul... Nu prea am avut experiență cu somnul. N-am dormit. Și când am dormit, am dormit foarte rapid, eram gândit. ca să apuc să dorm cât e mult pot într-o perioadă scurtă de timp. Deci am dormit concentrat, ca să zic așa. Am putut, cât am putut eu, am apăsat. Și rezultatul e că n-am putut visa nimic. Și atâta pot să, că restul am stat treaz. Cam dacă ar fi să socotesc așa procentual din cât am dormit și cât am stat treaz, cam 98% am stat treaz. Cât înseamnă? 98% e mult? 98%, da, e aproape înspre 99% și din jos e 97%. Pot să beau niște cola, că mi s-o uscat de tot din rog, interviu. Vă rog să beți, da, țin. Și am șei mult. Aveți emoții, da. Bun. Așteptați să ajungeți de acasă. Cine vă așteaptă în aeroport? Mă așteaptă în aeroport busul de la Philadelphia, care ne duce pe tăți de la Cluj. Da. Bun. La pistița mai puțin pupe, uite, aia pupe. Pupe? Arătați, doamna. Nu eu. Pupe, doamna, eu sunt pupe. De alt nivel și rămân la Cluj, de după cum se știe, nu mă complic cu mai la gură microfonul, mai la gură microfonul, da. Așa, da. Dana. Așa. Deci eu pe mine mă așteaptă să sun la aeroport și mă voi duce cu mașina mea personală până acasă. Deci eu nu mă... Deci, atât? Mulțumesc. Următoarea întrebare. Altă întrebare. N-avem. Bun. Trecem la... Dar să mă întrebi și pe mine cineva. Hai să da. Trecem nu. La nu. Cor. Hai că tu ești acum reporter și o întrebi pe doamna reporteriță, da? Da, dă microfon. Da. Întreabă-mă, doamne, îmi place.
la ce canal sunteți, domnul? De la canalul de pe strada Piezișa. Ți-a plăcut pe Piezișa? Cum? Ți-a plăcut pe Piezișa? Da, mi-a plăcut pe Piezișa, da. Piezișa era renumitul local spaghetti. Domnul, dar nu cu dumneavoastră petrecea... vorbiți, că eu vorbesc, că am mă scuze. Nu puneți-mă o întrebare. Puneți-mă o întrebare, că pe ei vă răspund. Așa, deci cu Piezișa. Ce faci? Mâna pe microfon, doamnă. Pune-mă întrebările, mă. Nu se mai aude, dacă strângi de el. Să mă gândesc ce întrebare. Că n-am venit cu întrebările pregătite. Spuneți-ne impresia dumneavoastră despre campusul. Campus. Unde ați fost? Să nu puneți întrebări despre matematică, da? Mulțumesc. Nu vă pun. Deci despre campus, părerea dumneavoastră, vă rog. Nu experiență, campusul. Nu te mai mișca, că cum pot umbla pe cu microfonul ăsta de direcție? Nu am picat. Hai să ții tu microfonul. Aha, de ce îl țineți, da, bun? Da. Mi-a plăcut foarte mult. În primele zile n-am avut apă caldă, asta nu a fost inadmisibil. A fost inadmisibil. Așa. Așa, nu mi-a plăcut și după aia am început câteva zile să-mi fierb apă. S-a sugeriat organizatorii și au făcut apă caldă, ne-a dat drumul. Așa. Ne-am mutat într-o altă cameră după câteva zile. Foarte frumoasă cameră, cum a făcut baia noastră. O, da, o săptămână chiar. De apă caldă. Baia de apă caldă, da. Baia cu apă caldă. Baia voastră de apă, așa. Atât. Și atât, da. Despre campus atât. Așa. Oamenii din campus toți minunați. Nimeni nu te-ar deranja cu ați avut vreo excepție? Cineva din campus v-a supărat cu ceva vreodată? V-a zis ceva jignitor? Alte probleme ați avut? Da. Da, da. Nu comentați. Nu. Cele rele nu? Să se spele, cele bune să se adune. Am ținut da. Minte. Unde cine a zis asta? Cine a zis asta? Lidia. A zis Lidia multă. Da. Da. Și mai știu o poezie. Mai, vă rog. Bățe, cățeluș, cu păruche. Scrie. Ca Vanghelie, ca Vanghelie, cu verba. Cu rărața din coteți, da. Și se că nu fură. Da. Știți, o știți. Și l-am prins. Da, da. Țangură. Bine, bine, știți foarte bine poezia, îmi place despre dumneavoastră. Mai știți alte cuvinte din astea așa zise de oameni, oameni mari din istorie, da, ceva știu. Care... bine. Altceva mai aveți mai de adăugat această experiență? Și a venit un lup din crâng. Asta este citat din alt... Alt domn care nu era atât de scriitor, mai mult vorbitor. Da. Mogobro. Mogobro. Este un deosebit om de litere. Și de cifre. Eu zic că și de cifre, cât l-am cunoscut eu. Da, și de cifre, spre deosebire de mine. Eu sunt doar de... nici de litere, nici de cifre. Și geografie. Sau de geografie, că ne-ați arătat schema cu... dacă încolo e Kabale, încoace e Kigali și... Da, așa, aici e Kabale, aici e Kigali și aici e Kampala. Așa, bun. Și bine. Eu sunt de geografie. Bine. Trecem la următorul interlocutor, care este aici în spate. El n-are. Pe care îl doare capul și burta sau nu știu ce îl doare. Malaria. Îl doare malaria, îl trage malaria. Domnul cu malaria, de ce vii cel mai dor din Africa? Stai să mă gândesc că n-am tot răspunsul. Nu plec. Nu i-ați dat mă răspunsul, să le citească. Tăiem aici la editare. Domnul Malaria, ce vă este cel mai dor din Africa? Nu-i nici nu e dat, nu. E frumos. E frumos pasiune. Bun. De ce vă este cel mai dor din țara natală? Da, de fructul pasiunii. De pasiunea fructului. Așa, de pasiunea. Mai bine spus. De pasiunea fructului. Bun. Aici vreau să adaug că la noi în spatele mașinii cu care venim este cealaltă echipă, jumătatea de echipă, jumătatea mai perfectă a echipei, dacă se poate zice mai perfect, că nu se poate. Mai mult ca perfect. Mai mult ca perfect a echipei.
Și la cap pe care îi vom intervieva în episodul următor. În 5 km, pentru că în 5 km ajungem la Vamă. În 5 km ajungem la Vamă, unde vom merge să facem și schimbul de apă. Și vom de... sta în coadă, unul în ceapă la altul. Gata, Petri? Dar de ce să nu fie gata? Dar n-am făcut nimic. Hello. Hello. Fine, thank you. Ești caprile astea sunt ugandeză sau ruandeză? Capre sălbatice. Fructul neutru. Astea sunt capre de vamă, de fapt. Milă da. Să ne dăm așa. Nu că e voie să ne spălăm. Doamne Iisuse, ai milă. Dar numai bine că tocmai vreau să mă spăl. Ia și eu. Nu-i voi mai învie. Bă, opa. Vezi, nu mai filmați.